Purtătorul de cuvânt al celei mai mari unități spitalicești din județ, doctorul Mihai Ardeleanu, a evocat momentul inaugurării într-o conferință de presă. El a arătat că aniversarea spitalului este importantă, dar pentru că personalul nu are timp de sărbători, ziua festivă a fost marcată prin muncă. Nu am făcut nicio festivitate deosebită, am ținut însă, ca iubitor al istoriei orașului și spitalului, să amintesc acest moment. Clădirea în care ne aflăm are 50 de ani și o zi, a spus miercuri doctorul Ardeleanu. Acesta a precizat că panglica inaugurală a clădirii noi a Spitalului Județean Suceava a fost tăiată pe 1 noiembrie 1966 în prezența conducerii județului și a spitalului de atunci. Medicul sucevean a povestit, din relatările unuia dintre medicii care au lucrat atunci, că în spital se intra doar cu papuci de unică folosință și vizitatorii intrau în saloanele rudelor internate doar cu halat. Dacă bolnavii primeau un telefon, li se aducea telefonul în salon, unde existau prize la fiecare pat, existau difuzoare în secții, unde se transmiteau lucruri legate de educația sanitară, după aceea termenul s-a demonetizat și acum nu se mai face deloc. Rezultatul needucației sanitare îl vedem în cazurile care vin tardiv la spital, cu complicații câteodată insurmontabile, a spus doctorul Ardeleanu. Istoria spitalului din Suceava poate fi citită pe site-ul spitalului www.spitalul-suceava.ro. Acolo se arată, printre altele, că primul spital din orașul Suceava, o clădire din lemn cu 10 paturi, a fost construit în 1787 de guvernul austriac, pe locul unde se află în prezent Muzeul de Istorie. La 1 noiembrie 1966 s-a dat în funcțiune clădirea Spitalului Nou, unitatea funcționând inițial cu 1084 de paturi. În timp s-a ajuns la 1159 de paturi, apoi la 1189, 1240, iar acum are 1200 de paturi.